Premierul Viorica Dăncilă este noul lider PSD. La Gorj, schimbarea este văzută ca un plus, cu atât mai mult cu cât șefa guvernului este apropiată liderului PSD de la Gorj. Este o conducere hotărâtă, este o conducere legitimă, care dorește să imprime o altă abordare, să spun așa. Și cred că s-a realizat acest și se va realiza acest lucru, pentru că sunt oameni care, într-adevăr, au în spate o anumită experiență politică și administrativă, aș putea spune, și trebuie îmbinat foarte bine factorul politic cu cel de executiv, pentru că România are nevoie de un partid, un nou partid, să spun așa, sau de un partid mare, un partid așa cum a fost Partidul Social Democrat și cum este în continuare, care să țină cont de evoluțiile societăților, să spun așa. Și sigur că în viitor vom privi altfel lucrurile și vom avea o cu totul altă abordare, dar trebuie să vedem lucrurile, să le lăsăm așa să curgă așa cum ar trebui și cred că din toamnă cetățenii vor fi surprinși de modul cum se va mișca Partidul Social Democrat de aici înainte. Organizația de la Gorj a mers pe mâna Vioricăi Dăncilă încă de la început. Organizația de la Gorj a mers cu doamna Dăncilă. Eu personal știți foarte bine că am o relație foarte bună. Doamna a fost și prezentă în Gorj și ați văzut cum a fost primită și cum, de altfel, cât de mulțumită a fost de ceea ce a văzut în Gorj. E chiar echipa pe care noi ne-am dorit-o la conducere și cu Mihai Fifor ne cunoaștem de multă vreme și a demonstrat că este o persoană care este foarte bună din punct de vedere organizatoric și aplicat, o persoană serioasă. Aceasta a fost prima situație în care pentru șefia PSD s-au luptat mai mulți socialdemocrați.